Caterine Gorgodze au fost învinse în două seturi de rusoicele Anastasia Potapova, Vera Zvonareva, iar atacantul George Gana de la Farul Constanța a fost împrumutat la clubul FC Argeș, fotbalistul semnând un contract valabil pentru un an și jumătate cu posibilitatea de cumpărare la finalul înțelegerii. Știrile orei 24 se încheie aici. În câteva momente, Maria Țoghină vă așteaptă la serviciul de noapte cu o temă fierbinte, creșterea prețurilor la gaze, electricitate și energie termică. Răspunsuri avizate în câteva momente la serviciul de noapte. Rămâneți cu noi! Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Găsim la o nouă ediție a serviciului de noapte. Vă spun ca de fiecare dată la cumpăna dintre luni și marți. Sunt Maria Țoghină și vă propun pentru următoarele două ore temă fierbinte care însă ne provoacă fiori reci. Creșterea prețurilor la gaze, electricitate și energie termică. În ciuda eforturilor depuse de autorități, oamenii obișnuiți așteaptă cu îngrijorare facturile la energie. Dincolo de măsurile luate pentru protejarea consumatorilor casnici de efectele negative ale creșterii tarifelor la energia electrică și gaze naturale, realitatea cotidiană este departe de a genera optimism. Cu cât vor crește facturile și care sunt soluțiile? În studioul Paul Grigoriu, Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică din România, FENRO, și online Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi răspunsuri și sfaturi competente. Așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. Repet numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la 0748 887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Bună seara și bun revenit la Serviciul de Noapte, doamnă Silvia Vlășceanu. Bună seara, mă bucur să vă reîntâlnesc în acest an. Dați-mi voie să-l salutăm și pe colaboratorul dumneavoastră și al Serviciului de Noapte, domnul Dumitru Chisăliță, de data aceasta online, prin Zoom. Bun revenit la Serviciul de Noapte. Bună seara, bine v-am găsit, vă salut și pe noastră și pe Silvia. Mă bucur că astăzi putem să redezbatem această temă. Să sperăm că cu mare interes urmărită de către ascultătorii noștri. De la începutul lunii februarie au intrat în vigoare noi reduceri la facturile de gaze și energie electrică. Noua schemă de sprijin pentru plata facturilor la energie și gaze, atât pentru persoane fizice cât și pentru companii, este valabilă până la 31 martie 2022, deci doar două luni de zile. De anul trecut, piața de energie s-a liberalizat total, iar prețurile nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Consumatorii au fost nevoiți să încheie noi contracte de furnizare a energiei electrice după cele care vizau furnizarea gazelor naturale. Consumatorii care nu au semnat noi contracte au rămas în așa numită piață de serviciu universal, adică primesc în continuare energie de la vechiul lor furnizor la un preț care este mai mare decât cel din piața liberă. Din toamnă însă discutăm despre o criză a gazelor cu efecte la nivel european, nu doar în România. Autoritățile au încercat încă de atunci să identifice măsurile cele mai potrivite pentru a proteja consumatorii casnici de creșterea prețurilor, dar fără succes. Tema este încă actuală. Cât de reală este această criză în domeniul energiei? Doamna Vlășceanu. Da, din păcate este reală. Imprevizibilă. A venit într-un moment, s-a suprapus, de fapt una din cauze este chiar criza sanitară, pandemia care ne-a lovit în urmă cu 2 ani și pe care de la început am sperat că va dura câteva luni, lunile s-au transformat în an și anul în 2 ani deja. Deci faptul că s-a suprapus, nu este întâmplător că suntem într-o criză energetică tocmai din cauza acestei pandemii.
nu aveam cum să o prevedem, pentru că nu am avut cum să prevedem nici pandemia, și pe fondul unor măsuri luate în perioada stării de urgență și apoi stării de alertă, și piața de energie a reacționat și vedem astăzi efectele reacției unor participanți la piață. M-aș referi cu precădere la piața de energie electrică. Acum nu știu, Puiu poate să mă contrazică, dar cred că primul semnal a venit dinspre piața de gaze naturale. Ele sunt legate în mare măsură, cele două piețe, în sensul că prețul gazelor naturale influențează și prețul de producere și prețul energiei electrice în facturile consumatorilor. O parte din energie este produsă din gaze naturale. Poate n-ar trebui să se vadă atât de pregnant, pentru că România cel puțin n-are decât circa 20% din energia produsă care se acopere consumul este produsă din gaze naturale. E o cotă semnificativă în condițiile în care suntem la limită, chiar spre minus, cu capacitățile disponibile și cu acoperirea consumului din capacitățile proprii. Poate dacă am avea o cantitate excedentară, am produce mai mult peste consumul nostru, am fi putut acoperi mai bine impactul și efectul pe care îl are prețul gazului natural asupra producției de energie electrică. Sunt totuși optimistă, odată că se termină și pandemia și semnalele, mesajele cel puțin sunt încurajatoare în acest sens. Și, trece iarna. E și mai bine că trece iarna. Din fericire, iarăși, eu zic că avem noroc, mare parte din țară nu s-a confruntat cu temperaturi atât de severe, n-am avut geruri năprasnice, nu am avut zone în care să cadă rețelele, pentru că e fenomenul acesta de îngheț asupra liniilor electrice. Deci una peste alta, și iarna a fost destul de blândă. Acum știm că poate să mai fie un puseu în februarie-martie, dar nu mai are o puterea care o are în ianuarie, de exemplu. Să sperăm că reușim să trecem cu bine din acest punct de vedere climatologic, să zic, și că și prețurile, cel puțin la energie electrică, ca să nu mă leg de gaze naturale, unde Puiu este doctor și la propriu și la figurat, cel puțin la energie electrică, nu zic că vor scădea neapărat, nu ne vom întoarce la prețurile dinainte de pandemie, pentru că între timp toate au crescut, toate prețurile, și sunt legate unele de celelalte, inclusiv, să știți, în sector și salariile cresc și influențează. Deci sunt multe componente care concură la formarea prețului final. Final și componentele care sunt în factura de energie electrică, dar în orice caz să vedem, acum e o chestiune un pic mai tehnică, eu sper să vedem și o schimbare de comportament a furnizorilor în ceea ce privește strategia lor de achiziție, pentru că toate analizele și datele care sunt publice, mare parte dintre ele sunt publice și pe bursă și la autoritatea de reglementare și la operatorul de transport, care are cifre despre cum este consumul și cât produce fiecare, arată că nu prețul la producător a crescut atât de mult pe cât se invocă, ci prețul în factură are cu totul alte cauze de ce este uneori atât de mare. O strategie, zic eu, de înțeles într-o anumită perioadă din pandemie, pentru că e legată de pandemie, dar care cumva trebuie această strategie să revină la ceea ce a fost înainte, în anul 2019, când prețurile într-adevăr nu erau atât, fluctuau, întotdeauna vor fluctua la energie, dar nu așa cum s-a întâmplat acum pe piețele spot. Sunt două piețe spot pe care se tot tranzacționează în ultima vreme, mai mult decât este normal. Și n-aș vrea să fac neapărat piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică, deja sunt chestiuni tehnice și ascultătorii nu cred că sunt interesați neapărat de denumiri tehnice, ci mai mult de ce îmi crește mie prețul. Ei vor să înțeleagă de ce crește prețul și desigur că și-ar dori ca prețul să scadă, nu să crească, pentru că promisiunile au fost că odată cu liberalizarea
concurența va determina scăderea prețurilor. Eu personal nu cred că liberalizarea este cea care a condus la creșterea prețurilor. Încă o dată mențin această părere. Este adevărat că în majoritatea țărilor care au făcut liberalizare și noi suntem ultima țară. De fapt, noi liberalizarea am început-o cu foarte mulți ani în urmă. Am avut un calendar de deschidere a pieței început de prin 2006, dacă nu mă înșel, 1 iulie 2006 la energie electrică cel puțin, încheia prin 2014, după care treptat se crease un mecanism în care furnizorii cumpărau treptat de pe o piață concurențială și de pe o piață reglementată, până când ajunsese la 0% de pe piața reglementată. În acel moment a venit o legislație care ne-a întors cu câțiva ani în urmă, adică a venit iarăși o ordonanță tot mai mult invocată, ordonanța 114, dată în decembrie 2018, care ne-a întors la o situație anterioară și practic a distrus tot ce se construise în câțiva ani. Trebuia să ne întoarcem la dereglementarea pieței și s-a întâmplat în 2020. E adevărat, suprapus peste pandemie, dar erau niște angajamente pe care asumate până la urmă, bune, proaste, ți-ai asumat și trebuie să te gândești din timp, ca stat, da? Trebuie să te gândești din timp cum implementezi. S-au suprapus cele două fenomene, e adevărat. În unele situații, și nu sunt puține, în prima etapă, primele luni, este posibil liberalizarea și deschiderea spre concurență să aducă prețuri mai mari. Pentru că sunt furnizori, eu vorbesc teoretic acum, sunt furnizori care au stat în expectativă și ar fi trebuit să devină din ce în ce mai activ. Faptul că s-a suprapus cu pandemia a schimbat comportamentul și s-au suprapus cele două momente în mod absolut nefericit pentru consumator. Domnule, dar nu pandemia, dar nu, da, liberalizarea a adus creșterea prețului în facturile consumatorilor. Sunt curioasă să văd ce opinie are domnul Dumitru Chisăriță legat de această criză din domeniul energiei, din domeniul gazelor naturale, în primul rând, cât este de reală această criză și dacă ar fi putut ea fi anticipată și prevenită în vreun fel. Acum, în principiu, sunt de acord cu ce a zis Silvia și cu ce s-a spus până acum și subscriu și eu la ideea aceasta, liberalizarea nu crește sau nu scade prețul. Dar, într-adevăr, liberalizarea schimbă niște coordonate și creează niște premize care reflectă într-un mod foarte fidel starea și dinamica sectorului energetic, dar și comportamentul participanților și mai ales poate să determine anumite mișcări în lipsa unui rigor și a unui profesionalism al autorităților. Cred că, de fapt, liberalizarea a scos la suprafață niște elemente care au fost ascunse, puternic ascunse atunci când aveam o piață reglementată și când nu dădeam bine că anumite informații să arate că avem un sistem energetic care este tot mai precar. Și odată cu apariția liberalizării, aceste falsuri nu au mai putut să fie ținute sub preș, nu au mai putut să fie ascunse. O să am o rugăminte să vorbiți un pic mai tare, pentru că se aude foarte încet și nu se înțelege foarte bine, dacă se poate. Deci, în același timp, trebuie să avem în vedere că pe lângă această situație care ne-a prins cu sistemul și mă ales cu aceste elemente ascunse, au existat și o dinamică în care au fost furnizori și trebuie să recunoaștem acest lucru, care nu au jucat chiar corect în piață și, mă rog, nenumăratele inspecții realizate de ANR, de ANPC, de Consiliul Concurenței, au scos în evidență aceste situații. În ultimul rând, noi avem o mare problemă. Avem un comportament al consumatorului, în primul rând și în primul rând, vedem total inadecvat, needucat, necombativ, adică din studiile sociologice realizate în anul 2021, am putut observa că sunt în proporție de 80% din consumatorii români, declară cel puțin, că ei nu își vor schimba sub nicio formă furnizor.
Toate aceste elemente, practic, au făcut ca, pe lângă cele care le-a invocat Silvia, să se accentueze aceste situații de criză cu care ne confruntăm de circa 6 luni de zile. În același timp, trebuie să vedem că anumite semnale vis-a-vis de aceste creșteri ale prețului, mai ales la gazele naturale, au existat încă din anul 2020, dar mult timp nu am vrut să le vedem sau nu am vrut să le recunoaștem, iar odată cu situația de, mă rog, de pe plan european, care din punctul meu de vedere a început undeva în august 2021, lucrurile într-adevăr s-au complicat foarte mult. Dar trebuie să punctăm foarte clar, au existat cauze interne, au existat cauze externe. Atât cauzele interne cât și cauzele externe au prezentat niște semnale, semnale care, din păcate, au fost ignorate de autorități și, oarecum, totul a culminat cu ceea ce s-a întâmplat în toamna anului 2021 și, respectiv, cu aceste facturi mari care există în momentul de față, atât pe piața de gaze naturale, sau mai ales pe piața de gaze naturale și, poate, mai puțin pe piața de energie electrică. Deci, în concluzie, la întrebarea noastră, eu cred că existau posibilitatea realizării, sau, mă rog, evidențierii unor semne, exista posibilitatea ca lucrurile să meargă în altă direcție decât cea care a fost. Și ca să nu spunem că după război mulți vitezi se arată, vreau să spun că cel puțin noi la nivelul Asociației Energia Inteligent am tras astfel de semnale începând cu decembrie 2020 și continuând pe tot parcursul anului 2021 și cu toate acestea, din păcate, nu s-a mișcat până la urmă nimic decât atunci când cred că a fost mult prea târziu. Mai am o întrebare legată de această criză. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii obișnuiți despre această criză? Pentru că, iarăși, este foarte important să vedem ce lecție învățăm din ceea ce ni se întâmplă. Iată, spunea Silvia Vlășceanu adineauri că ar trebui să reținem că oricum nu vom mai reveni la tarifele de dinainte de 2019. Poate că nu va fi o creștere atât de mare, dar nu vom reveni la tarife mai mici, așa cum poate ne-am fi așteptat cu toții ca urmare a liberalizării și ne-a dat și câteva argumente pentru ce acest lucru nu se va întâmpla. Da, din păcate, acum trebuie să fim din nou sinceri. Anul 2020, anul în care s-a produs această liberalizare, s-a suprapus cu acea întrerupere forțată a activității în întreaga țară, în întreaga lume, care, practic, la rândul său s-a tradus într-o reducere puternică a consumului. Această reducere puternică a consumului a făcut ca prețurile să scadă mult sub un nivel, să zicem, într-un an normal, cu un consum normal. Deci aceste elemente sunt niște elemente de care trebuie să ținem seama și 2020 trebuie să le vedem ca un an excepțional din toate punctele de vedere. În același timp, cred că după această iarnă va exista o corecție. Deci cu siguranță, oarecum, unii dintre jucători vor ieși din piață, fie datorită faptului că vor intra în insolvență, în falimente, vor schimba locurile de producție, vor migra în alte țări. Deci, cu siguranță, această criză va lăsa niște urme din punct de vedere economic, care, într-un final, se vor traduce tot într-o influență a consumului și, mai departe, într-o modificare, într-o corecție a prețului. Deci, o corecție a prețului va exista în acest an, cu siguranță, în această vară. Singura problemă că pe piața de gaze și de energie există o întârziere. Din momentul în care se produc aceste corecții la nivelul pieții marfă, până la momentul în care ele ajung în majoritatea contractelor, de obicei trec un interval mare de timp, câteva luni sau chiar un an de zile se poate întâmpla, până când acele prețuri mai mici care vor exista, probabil vor apărea în această vară, se vor reflecta și în contractele consumatorilor de gaze naturale, fie casnici, fie non-casnici. Mulțumesc. Avem deja mesaje de la ascultători, le primim pe Facebook ca de fiecare dată, dar de asemenea reamintesc și numerele de telefon la care ne puteți suna pentru a interveni în direct: 021-312-1054 sau 021-312-3644. Din mesajele primite pe Facebook, iată, Ilie Orlando: bună seara și salutări tuturor ascultătorilor, am înțeles că utilitățile au crescut, dar când facturile vin deja umflate chipurile,
ba sunt greșite, ba unele aparate defecte și vin facturi foarte mari, cum sunt despăgubiți acei consumatori, acei utilizatori și cine suportă consecințele greșelilor? Și dă ca exemplu ascultătorul nostru Ilie Orlando, exemplul mamei sale, care i-a venit factura la energie electrică de 1700 de lei, în cazul în care dumneai a fost plecată aproape 2 luni. Doamna Vlășcean? Da, din punctul meu de vedere sunt situații multe dintre ele inexplicabile și impardonabile. Au fost și înainte de aceste cazuri semnalate de către foarte, foarte mulți consumatori. Au existat întotdeauna facturi greșite, poate prea puțin s-a vorbit sau prea puțin au ieșit public să spună, au rezolvat amiabil, unii dintre ei s-au plătit pentru că au zis, asta e, s-a întâmplat odată. Numai că acum crescând prețurile și facturile devenind din ce în ce mai mari, consumatorii au început să se uite cu mai multă atenție. Sunt și mesajele publice, politice care au venit și probabil le-a ridicat și foarte bine că au devenit mult mai activi cu foarte, foarte mulți consumatori. Într-un anumit procent poți să înțelegi că sunt 3-10 facturi greșite, deși nici astea într-o eră în care vorbim de digitalizare, în care totul este super computerizat, au softuri super inteligente furnizorii sau ar trebui să aibă, sunt lucruri pe care ar putea să le sezizeze, adică când la un loc de consum vezi un salt brusc al consumului, tu ca furnizor, persoană juridică de specialitate sau specialist care vezi astfel de lucruri, ar trebui să ridice un semn de întrebare, măcar să te gândești la locul de consum, s-a întâmplat ceva, s-a defectat contorul, deci oricum poți să iei o primă măsură să verifici ce se întâmplă. Și să nu să te gândești că sunt consumatori poate cu probleme de sănătate, cu venituri reduse, pentru care un șoc de genul acesta de a primi o factură dublă, triplă, ca să nu spun că am văzut cazuri în care incredibile, adică de ordinul miilor de euro, transformați lei în euro, ar trebui să nu existe. Adică n-ar trebui să plece factura de la un furnizor când vede astfel de anomalii, pentru că sunt anomalii până la urmă. Acum, cine plătește e foarte, foarte greu de spus. Faptul că unii plătesc cu funcția nu cred că îl încălzește cu nimic pe consumator, care nervi, stres, șoc, e pus prima dată să ia legătura cu furnizorul, să rezolve amiabil, sunt cazuri în care s-au plâns că nu le răspunde furnizorul la telefon, deci nu știu cât poate să ducă și consumatorul și mă bucur că a devenit activ în sfârșit și nu-l mai lasă pe furnizor. Până la urmă, asta ar trebui să fie o piață concurențială, consumatorul să sancționeze furnizorul pentru fiecare greșeală, cea mai mică greșeală să fie sancționată și să-l schimbi a doua zi fără nicio urmă de remușcare. Iar furnizorul să realizeze că dacă nu vine cu servicii de calitate către clientul său, oricând poate să și-l piardă și să nu-l mai aibă în portofoliu. Deci până la urmă aici trebuie, dar mai avem, într-adevăr, consumatorii sunt la început de drum în ceea ce privește educația. Și vor rămâne mulți clienți inactivi pentru că orică nu interesează, orică nu pot, deși ar vrea, n-au mijloacele tehnice, dar măcar cei care au puterea de a seziza furnizorului să fie cei care determină schimbarea comportamentului furnizorilor. Unii sunt furnizori mici, fără experiență și nu e o scuză, pentru că atunci când și-au obținut și au cerut licență de furnizare, automat înseamnă că și-au asumat niște responsabilități. Iar serviciile acestea în care vin contact cu oamenii, mai ales că vorbim de o utilități vitale, energia electrică și gazele naturale, poate și apa, sunt niște utilități fără de care viața noastră nu poate să fie la standardul secolului 21. Deci atunci când ți-ai asumat o responsabilitate și lucrul cu oamenii, înseamnă că trebuie să te pui la dispoziția lor. Sunt furnizori care încă n-au înțeles lucrul acesta, sunt furnizori care fiind
prea mari consideră că se pot dispensa ce dacă le pleacă câțiva clienți din portofoliu, dar până la urmă trebuie să existe și din partea lor responsabilitate, dar și sancțiunile pe care le-ar putea primi să fie atât de demotivante sau de puternice pentru ei încât să-i determine să schimbe comportamentul și atitudinea față de clienți. Dacă totuși consumatorul poate să facă acest lucru, adică să-și schimbe furnizorul imediat, dar nu poate să facă lucrul acesta peste noapte, da. Care ar fi pașii concreți pe care i-are la dispoziție un consumator pentru a-și schimba furnizorul, mai ales atunci când are deja 2-3 facturi greșite? Bun, faptul că are 2-3 facturi greșite și la un moment dat o va trebui să se rezolve într-un fel cu ele, există evident un consum pentru perioada respectivă și o factură, una din ele cel puțin trebuie să fie corectă sau facturile să fie corectate, va avea că nu poate pleca de la furnizorul actual fără să-și achite restanța aferentă unui consum real. Și să sperăm că toate se vor încheia în acest fel. Dar consumatorul în continuare este liber să-l schimbe. Deocamdată este perioada de 21 de zile, timp în care se face trecerea de la un furnizor la altul. Consumatorul nu are foarte multe lucruri de făcut birocratic, în sensul că după ce selectează un consumator, că îl ia de pe comparator, că intră pe site-ul unui furnizor, comparatorul autorității de reglementare, că îl caută pe site-ul propriu al furnizorului, deci sunt mai multe metode, îl împuternicește într-un fel, îi cer o ofertă, îi convine și îl împuternicește într-un fel pe acest furnizor nou să se ocupe de procedura propriu-zisă de schimbare a furnizorului, de făcut schimbul de date. Aici apare un intermediar, operatorul de rețea, care trebuie să comunice indexul contorului, iarăși o chestiune tehnică pe care la care consumatorul este implicat, în sensul că și el trebuie să vadă indexul, să și-l citească și dacă e posibil să-l transmită chiar el către furnizorul nou, ca să existe o facilitare a schimbului de informații între aceștia. Dar în orice caz, toată această procedură va fi redusă ca timp încă din acest an, din august este prevăzut printr-o nouă reglementare a autorității de reglementare, ca schimbul de furnizor să se facă pe o platformă online în 24 de ore. Sperăm să le iasă acest proiect. Este un proiect pe care l-am urmărit în ultimii 2 ani, 3 ani de când au început și sper să le iasă pentru că e vorba de o finanțare europeană și trebuie să se țină de acest termen. Deci, din august, deci, va fi mult mai ușor, o platformă online și în 24 de ore ar trebui să se facă toată această procedură, selectarea furnizorului, e până la urmă aici e decizia consumatorului, dar ce se întâmplă ulterior după ce l-ai selectat, cum schimbă ei informațiile, furnizorul vechi către furnizorul nou, ar trebui să nu mai implice consumatorul, să nu mai pună pe drumuri și să mai și să se facă rapid și atunci și indexul ar fi foarte apropiat de momentul schimbării, altfel deocamdată în cele 21 de zile nu știi exact în care zi a fost citit contorul dacă noi n-am trimis indexul, deci sunt câteva chestiuni care sper să fie rezolvate prin această platformă online, dar să-i sancționăm pe furnizori ori de câte ori simțim că de-au înșelat așteptările. Din păcate, noi consumatorii încă nu suntem atât de puternici încât să-i sancționăm precum ne-am dori, însă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor s-a implicat puțin și a avut câteva succese. Vorba lui Lăpușneanu, totuși suntem mulți. Da, totuși suntem mulți, dar știți cum e, venim după mulți ani în care am fost legați de glie. Adică nu am avut posibilitatea de a jongla între mai mulți furnizori, însă cred că autoritățile ar fi putut să facă mai mult pentru a proteja consumatorii în această perioadă de dezorientare pentru consumatori și pentru oamenii obișnuiți. De acord, că adică poate că n-ar fi trebuit să se ajungă în aceste situații pentru consumatori, pentru că, iată, o întrebare, spun eu, justificată a ascultătorului nostru, Andreas Falcao, și o să-l rog pe domnul Dumitru Chisăliță să ne răspundă la această întrebare. De ce întotdeauna consumatorii ies în pierdere? Da, mă rog, asta e o chestiune care nu e neapărat demonstrată din punct de vedere statistic, dar e o percepție care există în momentul de față. Acum trebuie să spun în completare la ce a zis Silvia, că până la urmă în lumea asta există un principiu enunțat de Newton acum câteva sute de ani, principiul acțiunii și al reacțiunii.
Deci, practic, un furnizor nu este mai bun decât consumatorul sau suma consumatorilor pe care i-ar. Ca să se schimbe un astfel de furnizor, are nevoie de acțiuni, acțiuni prin care consumatorii să fie vigilenți și, într-adevăr, să sesizeze cât se poate de mult ceea ce se întâmplă. Gândiți-vă că, totuși, în România, acea legare de glie la care făceați dumneavoastră referire, practic făcea ca un consumator, pur și simplu, să, sau mare parte pe consumator, să nu intereseze ce la index, ce la ceea citire. Știau că veneau niște facturi, le plăteau, deci într-o foarte mare majoritate exista această indolență vis-a-vis de ce se întâmplă. Și atunci și furnizorii au devenit mai puțin, să zicem, vigilenți în ceea ce a însemnat treaba asta, dar odată cu liberalizarea pieței, odată cu această criză, oamenii au înțeles că până la urmă este vorba de banilor, până la urmă este vorba de ceea ce consumă și atunci trebuie să fie într-adevăr mai vigilenți. Dacă mă întrebați pe mine, este o lecție extrem de amară să învățăm așa lucrurile. Din păcate, cele mai bune lecții sunt cele dure și amare, din păcate. În același timp, trebuie să spunem că, cel puțin în ultima lună, exista și o vânătoare de vrăjitoare la adresa furnizorilor, prin acea generalizare a faptului că toți sunt hoți, toți sunt incoreți, toți sunt așa, invalidată chiar de autoritățile de control, atât ANPC-ul cât și ANR-ul, relatând ulterior că, de fapt, numărul facturilor greșite este totuși unul mult mai mic și nu atât de mare cât s-a sperat și atunci de aici există și oarecare legendă care se creează. Dar, totuși, în general, într-adevăr, majoritatea, să zicem, greșelilor care sunt făcute sunt în detrimentul consumatorului și ăsta este un element suficient de puternic, sau ar trebui să fie un element suficient de puternic, tocmai să fim mai atenți cu ceea ce înseamnă banii noștri, cu ceea ce înseamnă consumul pe care îl avem, cu ceea ce înseamnă să urmărim indexurile de pe factură și să le comparăm cu ce există pe contor, să dăm indexul la furnizor ori de câte ori ni se cere, fie prin e-mail sau prin SMS sau prin alte echipamente, să fim mult mai vigilenți și în același timp să ne obișnim să avem acțiune de a sancționa, de a dialoga, de a combate la un moment dat ceea ce înseamnă o anumită acțiune a furnizorului, pentru că este singurul motiv în care putem să-l trezim. O amendă care o ia un furnizor la un moment dat nu înseamnă la fel de mult ca, eu știu, 10.000 sau 20.000 sau 50.000 de critici reale și pe bune pe care le pot face consumatorii și cea mai bună critică este atunci când schimbi un furnizor. Când schimbi un furnizor este maximul de sancțiune care poate să-l primească un furnizor. Vom avea cât de curând acest instrument mult mai operativ la îndemână. Până atunci am vrut să aflăm și părerea consumatorilor despre facturile la energie și gaze. Ruxandra Maria Cojocariu a stat de vorbă ieri dimineață cu câțiva consumatori din București. Îi ascultăm acum. Ați primit facturile la energie și la gaze? Cum sunt facturile? De la energie am primit-o, e la fel ca luna trecută, pentru că noi transmitem indexul în perioada de transmit. Și ați primit și ajutorul acela pentru energie? Nu, subvențiile anunțate? Nu, depășim plafoanele. Vă gândiți să reduceți totuși consumul pentru lunile următoare, să nu vină facturile mari? În principiu, da. Noi dintotdeauna facem economie, ne-am schimbat becurile pe becuri pe LED-uri. Dacă ați putea să adresați o întrebare unui specialist în energie, ce l-ați întrebat? Aș întreba statul român cum permite unor companii să-și bată joc de poporul român în halul ăsta. Să vedeți vreo rezolvare? Dacă guvernul nu-și asumă răspunderea să stea drept în două picioare și să ia măsurile necesare pentru poporul român, nu pentru Europa. Nu mă încălzește cu nimic Europa, dar deloc. Atâta timp cât trăiesc aici în frig, n-avem apă caldă de două luni. Ați primit facturile la energie și la gaze? Aveți apă caldă, căldură în perioada asta? O zi da, una nu. Situația de asemenea natură pe rețeaua de distribuție. Aici este buba mare. Nu că n-au centrale capacitate, că ele au. Dar rețeaua de distribuție, agentul primar, este varză. Cum vedeți că o să se rezolve această situație? Trebuiau rezolvate până acum. Și credeți că românul de rând, un student, un pensionar, va face față acestor măriri de prețuri? Nu dau seama. Fiecare, după cum primește de la casa de pensii. Facturile la energie, la gaze s-au mărit? Exact.
Nu ne-am așteptat, dar este dublu decât acum un an. Primiți aceste ajutoare de la stat? Da, cele pe care le primesc toți oamenii. Apă caldă și căldură aveți? Da, singuri le facem. Credeți că românul de rând va face față acestor măriri de prețuri? Nu vor face față, nu știu cum se vor descurca. Dacă ați putea să adresați o întrebare unui specialist în energie, ce le-ați întreba? De ce fac ei calculele întotdeauna pe import și nu se axează întotdeauna pe calculele producției noastre? Oare de ce de aici nu pornim calculele? Asta trebuie întrebat sus și să ne culcăm liniștit. Aveți momentan apă caldă și căldură? Stau la casa, am centrală proprie, deși nu e o problemă. Mamei s-a mărit, cred că cu vreo 30-40% față de anul trecut. Credeți că românul de rând o să facă față acestor scumpiri? Nu știu, mi-e și fric. Scumpirile atât la gaze cât și la energie, din punctul nostru de vedere al consumatorilor, este haotic. Deci, nejustificat. Sigur că da, n-are nicio justificare. Cred că acum ne cam limităm toți cumva. Și eu recunosc că n-am mai deschis lumina așa cum o deschideam și o lăsăm aprins aproape toată noaptea. Sunt mai atentă la cum consum și la apă și la curent și la toate. Așa suntem noi românii, ne adaptăm situațiilor. Ați primit facturile la energie și gaze? Cum sunt? Sunt mai mari decât înainte? Da, din păcate sunt exagerate. Chiar pot spune exagerat de mari. Ați primit pe factură ajutorul pentru energie, subvențiile anunțate de autorități? Deocamdată n-am primit nimic, e o babilonie, nu mai înțelegem nimic. Te duci să reclami, nu ai cu cine să vorbești, te duci să rezolvi, nu știi cu cine să rezolvi, aștepți de la autorități, totul e dat peste cap. Și vă gândiți la modalități pentru a reduce consumul? Ce modalități putem să facem? Că noi suntem la bloc și așa e frig. Și așa nu avem apă caldă și așa merg lucrurile cum merg. Toată lumea spune că de vină sunt aia de dinainte, ăștia de acum dau vina pe alții, aia care vor veni dau vina pe ăștia. Și noi ce să facem? Să ne luăm centrală de cartier? Ați ascultat opiniile bucureștenilor. Cum îi simțiți? Sunt firesc nemulțumiți, sunt și dezorientați în această perioadă, sunt și dezamăgiți pentru că nimeni nu i-a protejat așa cum s-ar fi așteptat. Bun, este normal să fie foarte mulți dintre ei, dacă majoritatea sunt nemulțumiți, evident, când îți vine o factură mai mare decât te așteptai, evident că ai propria nemulțumire că nu te așteptai și îți va afecta bugetul. Nu mai vorbesc de faptul că într-o capitală europeană, în acest secol, vorbim de oameni care nu au avut 2 luni de zile apă caldă. Iarăși asta este o situație pe care nu credeam că o mai trăim în București. Legat de energia termică, acum, în fine, n-aș vrea să intru în foarte multe detalii, nu că n-aș cunoaște, dar nu e o problemă care a apărut ieri la București. Și, din păcate, în anii 90 aveam peste 300 de localități unde exista sistem centralizat de alimentare cu energie termică, care, din punct de vedere al eficienței energetice, al consumului de resurse energetice, al prețului chiar, ar trebui să fie cel mai și este cel mai eficient. Adică, cu aceeași cantitate de combustibil, produci o cantitate mai mare de energie termică pe care să o distribui către apartamentele pe care le ai arondate și legate la rețeaua ta. Din cele 300 au mai rămas sub 50 de saceturi, sisteme de alimentare cu energie termică. De ce oare? Nu știu de ce foarte multe autorități locale au lăsat, într-un fel e de înțeles, pentru că oamenii doresc să aibă condiții de confort, apă caldă, căldură la orice moment din zi și din noapte. Și faptul că foarte multe sisteme de acest fel nu au mai fost întreținute corespunzător și parametrii de calitate au fost din ce în ce mai proști, evident a crescut nemulțumirea. A apărut și oportunitatea de a se debranșa, de a-și cumpăra centrale termice și a fost o perioadă prin anii 2006 când au primit chiar bani ca să-și cumpere centrale de apartament. Acum nu o să comentez dacă este, dar din punct de vedere al consumului și al facturii, este mai scump să-ți produci singur energie termică, apă caldă și căldură. La București e o situație și mai specială, să zicem. Orașul au dispărut zone industriale după 90, sistemul a fost construit, e un sistem foarte mare, sistemul de alimentare cu energie termică, a pierdut foarte mulți consumatori, astfel încât ar trebui
cu acest sistem și cu venituri mai mici să aibă fonduri pentru întreținere, nu s-au făcut astfel de cheltuieli pentru întreținere, modernizare și sistemul s-a deteriorat de la an la an. Cine a greșit, când a greșit, e greu de spus. Toți au greșit în ultimii 30 de ani pentru că, bun, ai moștenit un sistem de alimentare, o rețea de transport și distribuție energiei termice, dar până la urmă trebuie tot timpul conductele astea, evident, să se învechesc, că poate au fost prea mari și nu mai aveai consumurile respective. Ne amintim că erau sere la marginea Bucureștiului care foloseau aburul de la și energia termică de la centralele care la momentul respectiv erau la periferia orașului. Faptul că s-a permis, iarăși, suntem campioni în a nu respecta legislația și cu asta n-aș vrea să intru foarte mult, sunt specialiști mult mai buni pe energie termică, dar faptul că noi înșine nu ne respectăm propria legislație, avem o lege din 2006 care spunea, pe de o parte, stabilirea unor zone unitare de încălzire era prevăzut și pe de altă parte un condominiu, un singur sistem de încălzire. Asta ce înseamnă? Că dacă într-un bloc toată lumea decide, ori rămân toți la sistemul centralizat, ori toată lumea trece, ori pe centrală, cel mai eficient ar fi fost măcar pe centrală de bloc și nu pe, sau să rămână la SACET. SACET-ul, bladetul actual, cum se numește, a pierdut din clienți, el a trebuit cu venituri din ce în ce mai puține să asigure aceiași parametri, aceleași costuri și până la urmă vedem unde s-a ajuns. Pierderile sunt foarte mari în rețeaua de distribuție, ei nu au bani suficient să înlocuiască în ritmul în care ar fi trebuit rețelele, chiar dacă erau supradimensionate, tehnic se puteau găsi de-a lungul timpului cu condiția să se fi făcut investiții. Bucureștiul chiar e o situație excepțională, dar trebuie să fim conștienți că Bucureștiul nu poate să treacă pe fiecare apartament să aibă centrală individuală pentru apă caldă și încălzire. Este absolut imposibil din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al eficienței energetice, din punct de vedere al emisiilor de CO2, din toate punctele de vedere. Bucureștiul ar trebui să-și îmbunătățească sistemul actual de încălzire în sistem centralizat și sper până la urmă un gospodar la primăria capitalei să se ocupe și să înțeleagă ce înseamnă sistemul centralizat pentru București. Da, să ne întoarcem la energia electrică. Ele sunt legate pentru că sunt centrale, ceturile produc energie electrică și termică în cogenerare pentru că este cea mai eficientă formă de a produce energie. Să le produci dintr-o unitate de combustibil, produci simultan și energie electrică și energie termică și Bucureștiul este alimentat prin centrale care, pe de o parte, energia electrică se duce în sistemul electroenergetic, energia termică se duce către populație. Deci din acest miză, motiv. Deci ar avea o miză să reabilităm acest sistem. Deci energie termică avem pentru că ceturile trebuie să rămână și au rolul lor în funcționarea și siguranța sistemului electroenergetic. Ceturile nu pot să schimbe, deci tehnologia va rămâne aceeași de cogenerare, vor produce energie termică. Acum, mai departe, cu cât pleacă energia termică de la centrală și cât se pierde pe drum, aici este vorba de reabilitarea rețelelor și sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și aici intrăm pe alt domeniu, dar centralele produc în cogenerare. Acum, mai spuneau ascultătorii dumneavoastră, statul ar fi trebuit poate din timp, vedeți, de 10 ani, de exemplu, sau mai bine de 10 ani, a apărut și în România conceptul și discutăm despre sărăcie energetică și consumatori vulnerabili. N-au avut o legislație corespunzătoare ani de zile. În 2006 s-a votat o lege în Parlament care viza exact protecția consumatorului vulnerabil. S-a prorogat de vreo 3-4 ori termenul de intrare în vigoare, astfel încât în anul trecut, pe ultima, cum să spun, așa, s-a făcut și o lege a consumatorului vulnerabil, deci care n-a avut, din punctul meu de vedere, nu a fost suficient, nu dezbătută, dar a scos la iveală legea aceasta în dezbaterile publice care au fost la momentul respectiv, o lipsă de coordonare și de date între instituțiile statului. Deci,
nu, INS-ul are un set de date, autoritatea are alt set de reglementare, are alt set de date, Ministerul Muncii alt set de date. Faptul că nu există o bază comună de date, care sunt oamenii cu venituri reduse, ce venituri are o gospodărie, ce consumuri au, că trebuie să legi consumatorul vulnerabil nu doar de venituri, ci și de consum, ceea ce de fapt s-a încercat acum cu compensarea. Deci, faptul că nu avem o coordonare între instituții și nu există o bază de date comună astfel încât să te duci țintit, consumator vulnerabil este X pentru că sunt 7 persoane în gospodărie, au venituri Y lei, consumă atât. Deci sunt date până la urmă care... Poate după recensământul de anul acesta vom reuși. Nu știu după care recensământ. Cert este că a fost unul din motivele pentru care legea consumatorului vulnerabil a ieșit cum a ieșit și e legată doar de venituri și veniturile nici măcar nu o variație liniară în trepte, deci sunt alte... Nu răspunde eficient nevoilor consumatorilor vulnerabili și acoperirii sau micșorării gradului de sărăcie energetică. Sărăcie energetică înseamnă până la urmă dificultatea pe care o are o familie, o gospodărie de a-și plăti facturile de utilități, de energie, gaze, apă. Eu consider că și apa este la fel de importantă. E vitală. E vitală. Mai ales în pandemie am văzut cât de importantă este apa și cum... Deci poate vom reuși să avem definit și baza aceasta de date, să mergem țintit către consumatori și n-am fi ajuns în situația de a elabora această legislație, că de fapt nu mai e o singură lege, avem o ordonanță aprobată printr-o lege și acum iar o ordonanță. Și iarăși ordonanță. Da, poate n-am fi avut atâtea acte normative acum prin care încercăm. Statul încearcă să intervină cu un sprijin financiar către anumite categorii de consumatori. Unii zic că 90% vor beneficia de plafonare, eu nu cred că 90%, în orice caz depinde și ce prețuri au fiecare în contractele concurențiale. Cert este că n-ar mai fi fost atâtea discuții, suntem în februarie și oricum schema e valabilă până la 31 martie. Avem un telefon în direct, îl salutăm pe ascultătorul nostru, domnul Ionel Rusu din Timișoara. Bună dimineața! Să rămâne, stimate doamne și stimate domnule, să trăim bine și sănătoși. Problema mea e următoare, dacă îmi permiteți, după gândirea mea, din 99 încoace, dacă continuăm investițiile care s-au pornit de pe timpurile vechi în hidro, în ce aveam atunci în programe de producere a curentului și gaze din mare, din Marea Neagră și multe și multe alte oportunități care le aveam ale noastre și puteam să fim exportatori de energie electrică și gaze. Dar pe nimeni nu a interesat nimic, pe nimeni tot s-a interesat doar să vină, să privatizeze tot ce a fost a statului. Dacă statul ținea de toate întreprinderile care erau producătoare, de toate produsele care sunt necesare, construcții de diferite probleme, de aluminiu, de Dacă aveți o întrebare foarte scurt, că se apropie știrile orei 1 și să poată să vă oferă răspunsul cei doi invitații ai nopții. Da. Când se vor pune în poziție produsele curente electric hidro și să scopăm de panourile fotovoltaice și când ne vom apuca să extragem gazul, adică metanul, gazul metan din mare. Mulțumim mult de tot. Iată, cel puțin pentru, da, pentru energie, mai ales că reprezintă Asociația Producătorilor, într-adevăr, sunt investiții care au fost demarate unele chiar înainte de 89, au fost continuate ani de zile. Să nu uităm că grupurile 1 și 2 de la Cernavoda au fost începute înainte de 89 și au fost terminate în 1996 primul grup și 2006 a doua unitate de la Cernavoda.
și reprezintă 1415 MW. Acum, e adevărat, și la hidro sunt capacități începute în stadii diferite de finalizare, de realizare. De ce nu au fost puse în funcțiune? Pentru că de-a lungul timpului am aderat la Uniune, a venit o legislație peste noi, sunt și foarte multe organizații de mediu și foarte bine că există și că sesizează orice încălcare a legislației de mediu, dar sunt zone protejate care s-au trasat de multe ori din condei pe hartă, fără să țină seama că în interiorul unei zone protejate sau există totuși niște investiții începute și în diverse stadii de realizare, s-au blocat efectiv și sunt decizii ale instanțelor prin care s-au anulat autorizațiile de construcție, iar investitorul s-a văzut în situația de a nu mai putea și finaliza o investiție atâta vreme cât există o decizie a instanței. Până când nu se rezolve din punct de vedere legislativ ca pentru investițiile începute, demarate și aflate în diverse, pentru hidro în principal, într-adevăr, nu pot fi finalizate pentru că ar însemna încălcarea unor decizii ale instanței și ale legislației europene de mediu. Sperăm să înțeleagă și alți participanți sau cetățeni că până la urmă avem nevoie și de protejarea mediului, toată lumea își dorește să avem un mediu curat, natură, frumoasă și așa mai departe, dar nici fără energie nu putem trăi. Mulțumesc, să vedem referitor la extragerea gazelor din Marea Neagră, ce ne poate spune domnul Dumitru Chisăliță? Da, din păcate pe Marea Neagră s-a întârziat foarte, foarte mult în ultima vreme, fie datorită ordonanței 114, fie prin modificarea legii offshore, fie datorită unor procese de, mă rog, retragere a unor companii, vânzarea companiilor. Ceea ce este cert e că cel mai probabil în anul 2023 se va lua decizia de a se trece la exploatarea acestor gaze naturale după ce se vor parcurge diversele etape despre care am spus, vânzarea companiei americane către o companie românească, legea offshore care trebuie regândită, refăcută în concordanță cu zilele noastre. Asta înseamnă că cel mai probabil gazele din Marea Neagră într-o cantitate suficient de mare cât să influențeze balanța energetică a României, le vom vedea undeva în anul 2029, asta dacă într-adevăr ne vom ține de treabă. Pentru că dacă o să venim cu diverse procese și vom întârzia diverse lucrări sau vor apărea diverse probleme în demararea lucrărilor, din păcate putem ajunge și în situația în care să ne prindă 2030 și gazele din Marea Neagră să rămână tot pe fundul mării. În același timp vreau să spun că pe lângă gazele din Marea Neagră, România reprezintă încă are un potențial important în zona gazelor onshore, atât în zona gazelor de mare adâncime, care au fost puțin cercetate și exploatate, cât și în zona lor perimetre noi care pot să fie explorate și în care există posibilitatea să se găsesc gaze naturale. În același timp, România de aproape 10 ani de zile n-a mai scos la concesiune nicio astfel de zonă pentru a putea să fie explorată și exploatată. Deci Marea Neagră este un element important, dar în același timp și zona onshore este un element important pe care noi ar trebui să îl explorăm, ar trebui să profităm, ar trebui să extragem acest gaz natural, pentru că o cantitate mai mare de gaz natural înseamnă implicit și un volum și o potențială scădere a prețului gazelor naturale pentru consumatorii finali și, de ce nu, chiar și un export al gazelor naturale care să aducă valută benefică statului român. Mulțumesc, vom continua să discutăm despre criza energiei și creșterile tarifelor la energie și gaze naturale cu Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică din România, și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, imediat după știrile orei 1. Just
îți mulțumesc. Pentru tinerețe îți mulțumesc. Mie oferite pur și firesc. După atâta vreme îți mulțumesc. Fiindcă ești cu mine îți mulțumesc. La rău și la bine îți mulțumesc. Pentru gestul sine că m-ai ales. Dintre toți pe mine îți mulțumesc. Pentru felul care... Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună dimineața, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Circulația rutieră pe sectorul de drum Râncanovaci de pe DN67C este închisă până astăzi la ora 10 pentru toate categoriile de autovehicule din cauza ninsorilor abundente și viscolului, informează CNIR. Compania face apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate. Contractul pentru proiectarea și construirea lotului 2 Boița-Corneto al autostrăzii A1 a fost semnat cu un antreprenor din Turcia. Primul tronson de autostradă din România care intră în zona de munte are o lungime de aproape 32 de kilometri și o estimare de cost de 4 miliarde 200 de milioane de lei. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu cu precizări pentru Radio România Actualități. Antreprenorul are la dispoziție 18 luni pentru proiectare plus execuție și 50 de luni pentru construcția efectivă, fiind un tronson care are 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri, un ecoduct pentru mamifere mari din zona localității Lazaret. În prezent, pe cea mai așteptată autostradă din România se lucrează pe lotul 1 Sibiu-Boița de 13 km cu promisiunea constructorului că îl va finaliza în luna decembrie. Anul trecut au început lucrările și la lotul 5 Pitești-Curtea de Argeș de 30 de km cu termen de finalizare 2025. Se află în faza de proiectare lotul 4 între Tigven și Curtea de Argeș, iar lucrările ar putea începe la toamnă, precizează reporterul nostru Alex Lancuzov. Piața de asigurări a crescut anul trecut cu aproximativ 24%, cea mai mare creștere consemnată în ultimii ani, și a trecut peste șocul falimentului City Insurance, afirmă vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Cristian Roșu. Prezent la o conferință de profil, el și-a exprimat speranța ca în acest an să fie depășite complet efectele negative ale acestui moment. Cei doi factori importanți în această evoluție au fost constituiți de asigurători și de brokeri. Evident că lucrurile pot să fie și separate, dar se vede din activitatea celor două structuri ale acestei piețe că unii fără alții nu pot să aducă și să ajungă la nivelurile scontate de fiecare și de noi toți la un loc. Vicepreședintele ASF Cristian Roșu a mai spus că piața asigurărilor are nevoie de îmbunătățirea serviciilor, de diversificarea produselor, de reducerea birocrației și plata daunelor la timp, ne-a transmis reporterul nostru Iulian Olescu. Statele Unite și Germania acționează concertat în fața agresiunilor Rusiei în Europa, a afirmat ieri președintele Joe Biden, care l-a primit pentru prima dată la Casa Albă pe cancelarul german Olaf Scholz. Biden a mai spus că în cazul unei invazii a Ucrainei, gazoductul Nord Stream 2 nu va mai livra gaze rusești Germaniei pe sub Marea Baltică. Anterior, Berlinul anunța că va trimite 350 de soldați suplimentari în Lituania în cadrul unei operațiuni a NATO. Și Marea Britanie va trimite 350 de soldați suplimentari în Polonia, în timp ce Pentagonul susține că acumularea de forțe militare rusești continuă să crească de-a lungul graniței cu Ucraina. Datele meteo, vremea se va menține caldă în majoritatea zonelor pentru prima decadă a lunii februarie. Vor fi precipitații slabe, predominant ninsori în zona montană, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare local în nord și în centru și mixte în vest și pe alocuri în est. Vântul va continua să sufle tare la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 10 grade. Acum la București sunt 5 grade. Sport cu Bogdan Fredescu.
Bun găsit tuturor! La Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, luni au concurat pentru România Maria Constantin, Natalia Ușchina și Raluca Strămăturaru. Maria Constantin a terminat pe locul 45 la slalom uriaș, Natalia Ușchina s-a clasat pe locul 56 la biatlon 15 km individual, în timp ce Raluca Strămăturaru ocupă locul 30 din 34 de sportive la sanie individual după două manșe. Sportiva noastră va lua startul marți în manșa a treia. Vor mai evolua marți pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă George Colțea la biatlon masculin 20 de kilometri individual, dar și Timea Lorinț și Raul Popa la schi fond în calificări la sprint liber, iar clubul de fotbal CFR Cluj l-a transferat luni pe Cristian Dimitrov, fundaș central în vârstă de 24 de ani care are 14 selecții în echipa națională de fotbal a Bulgariei. Știrile ore 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Continuăm să discutăm în partea a doua a ediției despre îngrijorările pe care creșterile tarifelor la gaze și electricitate le provoacă în rândul oamenilor. Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică din România, și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, sunt la dispoziția dumneavoastră. Așteptăm întrebări și mesaje la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, ne puteți contacta prin intermediul SMS la 0748887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Mă întorc la o întrebare, pentru că eu cred că este interesant răspunsul. În urmă cu un an, ni se promitea tuturor că dacă încheiem noile contracte de furnizare, vom fi protejați de eventualele creșteri ale prețurilor. A fost această promisiune respectată de către furnizori? Domnule Dumitru Chisăliță. Aș împărți întrebarea în două. Deci a existat într-adevăr în spațiu public o promisiune că liberalizarea va duce prețuri mai mici la gaze și energie electrică. Un aspect care, chiar dacă recunosc că a fost enunțat de anumite persoane, este o promisiune care este foarte greu să o ții și o previziune care este foarte greu să o faci, având în vedere că prețurile sunt într-o continuă fluctuație. Probabil că chiar dacă n-ar fi existat criza din toamna aceasta, prețurile tot ar fi fluctuat. În altă linie de idei, să știți că sunt situații în care consumatori care au încheiat anul trecut contracte pe gaze și pe energie electrică au beneficiat de prețuri mult mai mici decât prețurile care le-ar fi avut dacă ar fi rămas în serviciu universal. În același timp, vreau să spun că au fost și furnizori care, practic, în momentul în care, să zicem, prețurile de achiziție a lor au crescut, imediat au transferat întregul risc către consumatori. Dar cred că nu este corect să spunem că toți furnizorii au făcut acest lucru, așa cum nu este nici corect să spunem că n-au existat situații în care unii furnizori, practic, și-au salvat pielea și profiturile transferând aceste riscuri și aceste creșteri către consumatorii de gaz și energie electrică. Este un element pe care trebuie să-l vedem că poate să apară într-o piață, indiferent despre ce piață vorbim, iar o pregătire mai bună a noastră ca și partener de contract poate să determine că astfel de situații în viitor să fie tot mai puțin. Mulțumesc pentru răspuns. Mai avem mesaje de la ascultători. Iată, o întrebare interesantă, o aveam și eu pregătită, dar a venit din partea unui ascultător care ne urmărește pe Facebook. Este vorba de domnul Ion Constantinescu. Bună noapte, vă rog să ne lămuriți. Dacă depășim baremul maxim de 500 de kW, se va plăti majorat numai depășirea sau tot consumul? Vă mulțumesc de anticipat pentru răspuns. Din păcate, sau schema așa cum este prevăzută și în legea de aprobare ordonanței 118, acolo s-a introdus plafonarea, și în ordonanța 3 recent adoptată, vorbește de un consum pe întreaga perioadă și e împărțit pe cele 5 luni.
Deci dacă consum mai mult decât consumul lunar și consumul se face regularizarea și pe cele 5 luni, nu beneficiezi de niciun fel de compensare. Compensarea e legată de consum. Ce nu e legat de consum este plafonarea. Plafonarea este aplicabilă tuturor consumatorilor, al căror preț, cel puțin pentru energie electrică, al căror preț al energiei este până sau mai mare de 525 de lei și plafonarea cu toate taxele se rezumă la 0,8 lei pe kilowattoră pentru energie plus toate taxele incluse. Și la energie sunt destul de multe componente care concură la formarea prețului final din factură. La gaze natural și s-a majorat acest plafon, într-adevăr, prin ordonanța 3 s-a majorat, cred, la 1900 de kWh pentru cele 5 luni, rămânând tot așa o împărțire, trebuie să fie și un consum minim zilnic care dovedește că e o locuință locuită, că există un consum minimal, dar că nu se depășește un consum maximal care este prevăzut prin legislație. La gaze e o situație, poate acolo Puiu știe mai bine cifrele, cel puțin, sunt alte consumuri, dat în metru cub, transformat, aici e o întreagă, adică nu că e o întreagă, e o dată și o formulă după care 10-60 kWh e coeficientul de transformare metri cub în kWh, dar sunt alte limite de consum, deci nu, schema aplicabilă nu este o cantitate minimă și plătești. A existat, poate domnul care a pus această întrebare, într-adevăr, în urmă cu câțiva ani, până în 2014, cred, când a început procesul de liberalizare, cum am spus, el a început cu mult timp înainte, practic ne-am întors și se făcea o dereglementare treptată, exista noțiunea de tarif social. Cred că acest lucru l-a avut domnul în vedere când a întrebat, când pe proprie răspundere se dădea o declarație că dacă consumi sub un anumit plafon, cred că erau 50 de kWh, da, 50 de kWh. Da, aveai un anumit preț al energiei și dacă îl depășeai, era cu totul alt preț, că chiar mai mult decât cel normal era reglementat prețul atunci. Nu mai există tariful social și nici schema aceasta nu are la bază modelul tarifului social din trecut. Domnule Dumitru, vă rog. Deci pe gaze naturale, începând de la 1 februarie, baremul este de 300 de metri cubi, mă rog, sunt și 10%, adică 330 care se admit, astfel încât de fapt 330 este limita, care în kilowatt ar fi 3498 de kilowatt pe lună. Dar în situația în care un consumator consumă mai mult decât această valoare, nu primește nimic din ceea ce înseamnă compensare. Nu este vorba de o penalizare, pur și simplu trebuie să plătească ceea ce există în contractul pe care l-are semnat, pe care l-are încheiat cu furnizorul său. Nu discutăm de o penalizare, este pur și simplu o condiționalitate care nu se îndeplinește conform legii și atunci nu se beneficiază de această compensație. În același timp trebuie să spunem că legea prevede acea plafonare. În situația în care în contractul încheiat, atât pe energie electrică cât și pe gaze naturale, prețul care îl are în contract este mai mare decât 0,8 lei pe kilowatt la gaze, 0,31 la energie electrică, 0,31 lei pe kilowatt la gaze naturale, atunci, indiferent care este prețul din contract, omul plătește acea valoare plafonată existând în lege. Astfel încât există, de fapt, două abordări în lege, plafonarea, care înseamnă un preț maximal pe care îl plătește omul, și compensarea, care înseamnă, de fapt, o compensație, o sumă de bani pe care o primește omul în situația în care are un consum care se încadrează până la un anumit nivel. Din calculele dumneavoastră sau calculele efectuate de asociația pe care o reprezentați, câți români vor beneficia de această schemă de compensare? Da, noi am încercat să realizăm un calcul practic și la apariția legii, după aceea pe baza facturilor din luna noiembrie și decembrie am făcut o calculație practic pe prima formă a compensației și acum la începând cu 1 februarie am încercat să simulăm să vedem cam câți consumatori vor beneficia și cam care ar fi nivelul acestor compensații. Pentru gazele naturale, din calculele noastre rezultă că undeva la 30% din consumatorii casnici de gaze vor beneficia de plafonare.
De ce nu 100%? Pentru că în momentul de față, circa 70% din consumatori au un preț în contract care este mai mic decât 0,31 de lei pe kilowatt. Atunci, practic, nu au ce să plafoneze, având prețul mai mic decât nivelul acesta stabilit pe lege. La compensație, pe gazele naturale, lucrurile sunt un pic mai complexe. Circa 45-55% din consumatorii casnici vor beneficia de compensație. De ce acest interval? Pentru că îi depinde de cum va fi vremea. Dacă vom avea o vreme călduță în februarie și în martie, atunci numărul celor care vor beneficia de compensație va fi mai mare, pentru că vor consuma mai puțin și ca atare se vor încadra mai mulți la această prevedere legală. În același timp, circa 25% din consumatorii casnici de gaze nu se încadrează în condițiile de consum și ca atare nu vor beneficia de compensație, adică există o anumită categorie de consumatori din România care consumă mai mult, fie datorită faptului că au o locuință mai mare, fie datorită faptului că au o locuință prost izolată și în care pierderile sunt foarte mari, și atunci avem această categorie a celor care nu se vor încadra în această zonă de a primi compensația. De asemenea, încă 23% din consumatorii casnici de gaze naturale au în momentul de față un nivel al prețului care este sub nivelul prevăzut de lege, adică 0,125 de lei pe kilowatt ca și preț marfă, și atunci, din nou, nici aceștia nu se vor încadra din punct de vedere statistic. Pe energie electrică, această modificare care a apărut în momentul de față în legea plafonării și a compensării va aduce o modificare importantă. Adică dacă în prima fază numărul celor care beneficiau era unul, să zicem, mediu spre moderat, după creșterea puternică a plafonului de la 300 kW la 500 kW și după scăderea plafonării de la 1 la 0,8, apreciem că vom avea undeva la un 80% din consumatorii de energie electrică care se vor încadra la această lege, doar cu mențiunea că acea compensație pe care o vor primi, mă rog, plus plafonarea pe care o vor primi, nu va reprezenta niște sume foarte mari. Adică, din calculele noastre, discutăm de 30-40 de lei, până în 30-40 de lei, că vor fi sumele care vor fi obținute de un consumator care beneficiază și de plafonare și de compensare la nivelul energiei electrice. Adică oamenii trebuie să nu se aștepte, nu știu, ca prin această lege sau prin aceste modificări făcute la 1 februarie să ajungă la facturile din anul trecut. Mulțumesc, mai avem un telefon în direct, este în legătură cu noi, domnul Marian Dan, bună dimineața, bun revenit la serviciul de noapte. Salut, bună dimineața. N-am deschis la început, pentru că am uitat la o emisiune radio de la televiziunea română, și anume Luminița de la miezul nopții, este o emisiune pur radiofonică, pe care merită să o preluați și să o refaceți. Și anume, dacă se referă subiectul la consumatorii numai casnici sau și la alt gen de consumatori? La consumatorii casnici. Ah, bun. Dacă ne rezumăm așa, atunci în bloc este o situație dificilă în gaze, cum a spus doamna, și în situația încălzirii la calorifer. Și anume, ce se întâmplă cu consumatorii care sunt în situația de a nu se bucura de căldura integrală a elemenților de la calorifer, deci numai 3 elemente din 10 sau din 15 fiecare, dar plătesc integral caloriferul neavând căldură. Și în același timp nu vrea să ia măsură nimeni, deci ar depinde poate prima etapă de aerisirea coloanelor comune de apă caldă pentru calorifere și nu se vrea, da? Chiar de multe ori se așteaptă mici, știu eu, atenții în partea administrației de bloc, fără de care nu ți intervine nici măcar pentru 10 minute să dea drumul la un robinet sus la capătul blocului. Și nedeclararea tuturor persoanelor din bloc, chiar dacă am adus de la evidența populației un număr de 106 pe scara mea, numerar, nu nominal, numerar, și în realitate sunt 65-75 lunar. Deci restul, unde să te plângi ca să primești, mă rog, o informație măcar. Deci plătești persoane care consumă la paușal, de exemplu cum sunt gazele, și tu plătești și pentru cei care nu se declară.
Deci odată cu căldura din calorifere, care nu este egală de la un capăt al altul al caloriferului, element integral. Da, am reținut. Și gazele la fel. Apoi era un lucru simplu legat de situația în care deci gaze de paușal și căldura. Da, astea două. Mulțumim mai mult, de tot. Mulțumim mult pentru intervenție. Da. Cine dorește dintre cei de invitați? Voi încerca și sper eu să mă completeze acum. Vă rog, doamna Vrășanu. Într-un condominiu, într-un bloc până la urmă, este o comunitate de oameni care cele mai multe s-au înființat ca asociații de proprietari. Există propriile reguli pe care ți le faci în această mică comunitate și un administrator de bloc nu poate să decidă singur fără acordul celorlalți. Eu n-aș vrea să intru în foarte multe detalii, dar într-o comunitate nu foarte mare, 100 de persoane, bine, e un număr semnificativ dacă domnul spune că sunt 106 declarați, 65 în realitate, dar lucrurile se rezolvă intern până la urmă. Deci aici există și o legislație privind funcționarea asociațiilor de proprietari, faptul că sunt mai puțini, apoi ce se întâmplă într-un apartament, că sunt elemente de calorifer care nu încălzesc și asta iarăși e proprietatea, nu poate să-ți intre cineva străin în casă, sunt lucruri pe care ți le gospodărești unele dintre ele și cu sprijinul asociației de proprietari a vecinilor, a unor specialiști dacă ai nevoie, deci eu cred că la nivelul acesta al unui condominiu lucrurile trebuie rezolvate. Deci dacă acolo nu reușim să rezolvăm, să găsim soluții, vă dați seama cât de dificil este să faci pentru 8 milioane de consumatori energie electrică și încă 4 la gaze naturale. Poate, nu știu dacă sunt, aș vrea să fiu bine înțeleasă, dar e o problemă care cred că privește strict și în primul rând comunitatea respectivă, care ar trebui să-și gestioneze mult mai bine această problemă a încălzirii în condominiul respectiv. Nu e bun administratorul, poate fi schimbat, poate fi sancționat, bănuiesc că nu l-a impus nimeni, n-a venit nimeni din afară să le impună o persoană pe care nu o agrează majoritatea și există totuși niște măsuri prevăzute și în legislație general valabile. Mulțumesc, domnule Chisuleț, să vă rog. Da. Deci, până la urmă, ambele probleme care au fost ridicate sunt probleme care țin exclusiv de funcționalitatea instalației interioare, care, mă rog, este proprietate și coproprietate pe acea scară. Îi promitem ascultătorului nostru că vom reveni cu o ediție la care îl vom avea invitat pe domnul Mereuță de la Liga Asociațiilor de Proprietari și poate va completa partea din... Sigur, da, mai multe sfaturi. Nu, dar e foarte simplu. Problema este o problemă strict legată de modul în care funcționează instalația. Pentru treaba cu elemenții, într-adevăr, o aerisire a instalației este suficientă, care poate să fie la nivel de coloană sau poate să fie la nivelul ultimului calorifer de pe o anumită linie. Sunt elemente care sunt rezolvabile la nivel local. Există un statut al fiecarei asociații. În cadrul statutului există răspunsurile practic pe care domnul le caută, pentru că în acel statut se prevede și ce se întâmplă în situația în care nu se respectă și nu se fac niște elemente care sunt prevăzute să se facă la nivelul asociației. Mulțumesc. Mai era acel aspect referitor la consumul paușal în ce privește gazele naturale, acolo unde locuiesc mai multe persoane, sunt mai puține declarate și se împarte pe un număr mai mic de Dar să știți că și această problemă este tot o problemă care ține de modul de funcționare a asociației, pentru că în momentul în care în statutul acela există niște reguli vis-a-vis de modul în care practic se identifică, se nominalizează, se declară aceste persoane, părerea mea că trebuie să se respecte aceste reguli. Dacă nu se ajunge la o rezolvare în interiorul asociației, prin intermediul membrilor asociației, mă rog, există și posibilitatea legală de a corecta aceste lucruri, dar este tot o problemă strictă a asociației. Mulțumesc că mai avem întrebări de la ascultători, sperăm să mai avem și intervenții în direct. O întrebare primită prin telefon, prin SMS. De ce sunt sancționat că rămân fidel furnizorului? De ce nu pot rămâne la furnizorul pe care l-am ales și pe care mi-a luat foarte mult timp să îl aleg în condiții contractuale, dar de ce nu pot rămâne la acest furnizor care a fost corect, nu a făcut greșeli la facturări,
fără majorarea prețului? Adică de ce n-ar putea beneficia, probabil că ne întreabă ascultătorul nostru, de ce nu ar putea să rămână cu același preț pe care l-a negociat deja? Dar dacă are un contract nou, aici întrebarea, sau cred că e incompletă, nu-l obligă nimeni pe consumator să schimbe furnizorul dacă nu dorește. Apoi, dacă are un contract încheiat pe o perioadă determinată, de regulă contractele s-au încheiat pe maxim un an, pentru că nici furnizorii nu și-au asumat foarte multe riscuri, au avut în vedere că există o mare imprevizibilitate în ceea ce privește prețurile, dar dacă are un preț bun, acest preț va fi valabil pe toată durata de valabilitatea contractului, evident dacă nu are clauze care să prevadă altceva, o schimbare a prețului în anumite condiții, în anumite situații. E adevărat că dacă furnizorul o face unilateral și n-a avut astfel de clauze, este un abuz și este sancționabil. Nu pricep de ce consideră consumatorul că este obligat să schimbe furnizorul dacă nu vrea. Poate deci, revine și ne da. Dă mai multe detalii. Laurențiu Honciuc, este o concurență normală în piața de energie dacă prin actualele reglementări deficitare producătorii de energie electrică intermitentă pe eolian, cuvânt gratis, vând la același preț cu producătorii de energie pe gaz, gaz care s-a scumpit de foarte multe ori în ultimele luni? Credeți că în această situație ar mai fi interesat cineva să investească în producția de energie de bază continuă pe combustibil nuclear sau gaz? Investițiile sunt cu totul și cu totul diferite. Una e să faci o investiție într-o capacitate eoliană sau solară. Investițiile specifice per megawatt au scăzut în ultimii ani foarte mult, sub 1 milion de euro pe megawatt și la solar, la solar chiar mai mult și la eolian. Deci vorbim de puteri financiare diferite ale investitorilor care se gândesc să facă. Pe de altă parte, e foarte bună energia regenerabilă. Încă o dată susțin că este necesară și are un viitor nu doar la noi în România, ci peste tot în lume și vedem că au crescut foarte, foarte mult capacitățile în ultimii ani. E adevărat și prin niște datorită unor scheme de sprijin care au fost poate prea generoase de la început și poate acum, într-adevăr, nu s-ar mai justifica din multe puncte de vedere. Pe de altă parte, energia nu are culoare, te duci pe bursă, aceeași energie o tranzacționează și producătorul din cărbune, aceeași. Deci sunt pe aceeași bursă și producătorul din surse fosile și cel din sursă eoliană, iar piața se închide, dacă există cerere, se închide la prețul marginal, care din păcate având energie din cărbune și care este influențată de prețul certificatelor și astăzi prețul certificatului, deci pentru fiecare megawatt, producătorul din cărbune trebuie să cumpere certificate de CO2 și prețul certificatului astăzi se tranzacționează cu 95 de euro. Deci din start el pleacă cu circa 500 de lei doar pentru a acoperi acest cost al certificatului. Poate la momentul în care au fost definite și a început să funcționeze bursa noastră, așa cum avem niște carențe în legislație, care eu sper să fie îndreptate, mai ales după ultima modificare, e o ordonanță dată chiar în ultima zi a anului, 143, care va permite și niște contracte bilaterale, ne întoarcem, ele au mai fost permise în urmă cu 10 ani, poate piața se va mai regla. Într-adevăr, în acest moment, pe aceeași bursă, tranzacționează și producătorul din surse fosile și cel din energie regenerabilă și prețurile se închid unde se închid, pe piețele spot. Pe piețele la termen însă vedem că doar producătorii care produc în bandă, deci producătorii mari, gen nuclear, hidromare, cărbune, numai ei sunt cei care se duc pe contracte la termen cu livrare peste un an, peste doi, se încheie contracte, am auzit deja pentru 2029, cantități mici, dar sunt deja pentru 2029. Un producător din surse regenerabile care are capacitate mică instalată și produce puțin și în anumite perioade ale anului, solarul știm foarte bine mai mult vara, eolianul este la fel de energie intermitentă,
nu preferă și nu-i regăsim cu cantități vândute pe contracte la termen, tocmai datorită sau din cauza specificului tehnologiei pe care o utilizează. Iar eu sunt convinsă că investitorii mari se gândesc la investiții pentru capacități de bază, deci care produc în bandă, și atunci cu siguranță vom găsi resurse și investitori și pentru capacitățile nucleare, mai ales dacă vor fi de genul celor modulare, sunt investiții ceva mai mici decât a face dintr-o dată 700 de megawatts, cât ar fi o unitate a 3 și încă 700 unitatea 4. Hidro, iarăși, dacă pui o capacitate mare, și mare înseamnă, eu știu, peste 100-150 de megawatts, începem deja să vorbim de capacități semnificative. Deci, cu siguranță, va exista interes și pentru capacități mari de producere a energiei din diverse sau cu diverse tehnologii, și pentru regenerabile, capacități mai mici și care acoperă inclusiv nevoile unor comunități, deci, și ale prosumatorilor. Să nu uităm, eu cred că un viitor mare, și în alte țări vedem că a fost o adevărată explozie a apetitului prosumatorilor, chiar persoane fizice, de a deveni prosumatori. Și eu cred că în contextul acesta în care facturile cresc și în contextul în care există și diverse măsuri de sprijin prin diverse programe de la Ministerul Mediului, prin administrația Fondului de Mediu pentru a încuraja prosumatorii, vor fi din ce în ce mai multe persoane fizice care, atât cât le permite spațiu, că într-adevăr poate e mai greu pe un bloc, la o asociație unde nu se înțeleg din diverse motive, dar pentru cei care își permit, au un acoperiș, au un teren, au posibilități financiare, să devină prosumatori și să-și producă măcar o parte din consum prin capacitățile proprii. Solar în general, dacă vorbim de prosumator. Mai avem două telefoane în direct și desigur și alți ascultători dacă vor mai suna. Primul telefon este din partea ascultătorului nostru, Stelian Niculescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut mâinile doamnelor Țăghină și Vlăsceanu. Cu distins respect, domnule Chisăliță. Două probleme vreau să le aduc în discuție. Una despre prosumatori, pentru că doamna Vlăsceanu tocmai a adus în discuție și dacă tot am pronunțat-o, îndrăznesc să întreb astfel. Ar putea să se găsească o soluție prin care statul să încurajeze, potrivit și politicilor europene și mondiale, privitor la decarbonatare, să se crediteze acei cetățeni care au posibilități și sunt dispuși să-și instaleze panouri sau diferite dispozitive de obținere a energiei. Eu de 15 ani sunt foarte sensibil și atent la Ministerul Mediului și problema sprijinirii montării panourilor fotovoltaice. Atât s-a tras de timp că mi-a crescut păr alb. Însă, creditarea, vorbesc de creditarea cu imobilul. În cazul în care se angajează și se fac contracte că în următorii N ani, 5-7-10 ani, va furniza energie în sistem, respectiv ce spuneați prosumatorii. În cazul în care nu se va întâmpla ori din vina celui care a semnat, persoana individuală, va răspunde cu imobilul. Asta este o primă problemă. A doua, o felicit pe doamna Vlăsceanu pentru discursul, expunerea dumneei din prima parte a emisiunii, vreau să-i acord un premiu. Rog, dacă binevoiește, să mi-l primească. Cărți. Dețin peste câteva, 5.000 de cărți. Multe dupli, tripli, din estetică, filozofia culturii sau retorică. Una dintre ele tipărită doar de 3 ori în ultima 150 de ani. Pentru modul în care dumneavoastră a expus problemele abuzive, eu sunt o persoană care a mai intrat tot la emisiunea dumneavoastră, la serviciul de noapte, și cu domnul Chisăliță, în data de 6 iulie anul trecut, în care am expus problema că de 8 ani, mai sunt 2 săptămâni, nu am gaze la Bacău, apartament în zona centrală, și de 7 ani și jumătate nu am energie electrică, prin abuzul distinsului E.ON, fără să am un leu datorie. M-am adresat și justiție, foarte multe, foarte multe. Justiția, aia am expus atunci, am și înregistrat, cum și în momentul de față înregistrez emisiunea și de fiecare dată, pentru ca ulterior să fie opozabilă, am menționat că s-au, în mod abuziv s-a făcut
și toate documentele. M-am adresat justiției, iar justiția m-a înștiințat ca în 10 zile să înaintez, să fac corecturi la prima cerere de chemare în judecat. Dacă nu am făcut-o în 10 zile, nu am fost acasă. Însă, la noi, legislația sau modul în care aplică justiția nu concordă cu jurisprudența Curții Europene de Justiție, ACEDO, care vorbește de o anumită procedură a îndeplinirii efective, nu formale. Mulțumim mult de tot pentru intervenție și vom transmite doamnei Vlășceanu numărul de telefon, l-a notat colega mea din regia tehnică. Mulțumim pentru intervenție. Iată întrebarea legată de prosumatori. Da, și eu mulțumesc pentru apreciere. Acum, ca să fac o glumă, nu știu dacă domnul Augustă, că într-adevăr Bacău n-are nici apă, din câte am văzut zilele acestea, o avarie generalizată și la alimentarea cu apă. Bun, n-am înțeles dacă nu era acordat, dar în orice caz întrebarea legată de prosumator și apropo de garantarea cu imobilul. Până la urmă, ca persoană fizică sunt niște reguli și legislația vrea să ajute persoanele fizice într-un fel și sunt fondurile pe care prin fondul, administrația fondului de mediu, prin Ministerul Mediului au fost puse la dispoziția persoanelor fizice și sunt convinsă că aceste sume vor fi din ce în ce mai mari pentru că fondurile europene prin PNRR și alte fonduri sprijină și vor sprijini din ce în ce mai mult sursele regenerabile și pentru persoanele fizice cel puțin, ultima ordonanță 146 din decembrie, sfârșitul anului 2021, a introdus pentru prima dată vine cu noțiunea și cu reguli despre compensarea cantitativă, deci dacă ai produs 10 kW și ai introdus în sistem 10 kW și tot ai produs și ai livrat în sistem, se face o netuire cantitativă, rămân alte componente, deci factura ta cel puțin pe componenta de energie va fi cantitativ redusă. Dacă dai mai mult, ai posibilitatea în 2 ani de zile, se creează ca o rezervă și în 2 ani de zile poți să consumi din cantitatea pe care ai livrat-o în avans în sistem. Acum, apropo de ce spunea domnul, deja să devină mai mult decât un prosumator care vrea să livreze și să angajează să livreze o cantitate, își asumă, poate aici trebuie să mai discute sau să mai discutăm, să putem sta de vorbă. Sunt alte probleme pe care peste anumite capacități instalate, sunt alte probleme pe care un investitor, deja devine un investitor și le asumă. Deci dacă tu te angajezi că dai în sistem, apar probleme de echilibrare, apar niște costuri, te înregistrezi ca persoană juridică de obicei, deci îți iei o licență de exploatare. Deja intrăm pe o altă discuție la care nu știu dacă la asta s-a gândit domnul când a vrut să spună că devine cu alte reglementări și alte cu alte reglementări, pentru că deja stabilitatea sistemului electroenergetic este un lucru foarte serios și din acest motiv există, energia are această caracteristică unică, cât produce atâta consum la nivel național, deci tot timpul sistemul trebuie să fie echilibrat. Termenul este de echilibrat și orice dezechilibru se plătește. Probabil dacă ar afla care sunt și costurile dezechilibrării și alte norme tehnice trebuie respectate, s-ar gândi de două ori. Dar prosumator, pentru a-și acoperi propriul consum, încurajez pe oricine poate și încă o dată are posibilități și materiale și financiare, deci materiale în sensul că dispune de acoperiș, de orientarea spre soare corespunzătoare astfel încât să fie un randament corespunzător, să ai un număr suficient de ore de soare pe an, că nu în toate zonele poate ai aceeași radiație solară, sunt multe aspecte care trebuie studiate înainte, dar o parte din consum, cu siguranță, dacă poți să ți-l acoperi, factura ta va fi cu siguranță mult mai mică. Mulțumim, un alt ascultător în direct, după cum spuneam, este vorba de ascultătorul nostru, domnul Nicu Tudorache din Brașov. Bună dimineața! Dimineața! Vă ascultăm! Cred că plătești telefonul, dar nu știu de unde. Deci, așa cum a spus dumneavoastră, sunt Nicu Tudorache din Brașov, nevăzător gradul 1 și am o pensie socială de 500 care are mulți nevăzători. Soția mea, după o muncă, a ieșit la limită de vârstă de 28 de ani,
ai și cu 437 de lei, chipurile acum a făcut-o, a ridicat-o la 1000 de lei. 1500 intră în casa noastră. Ei, mi-a venit factura de gaz, îmi vine să urlu, 1800 și electrica 400. 2200, de unde îi dau, stimați domni? Vă mulțumim, să rămâne o seară bună. Mulțumim și multă sănătate. Da, dacă... Vă rog, domnule Chisăriță. E o situație care nu este deloc singulară. Din păcate am întâlnit destul de multe astfel de situații, în special la persoanele care fie sunt singure, fie au un venit scăzut, așa cum era și cazul acesta. Din păcate, acești consumatori sunt consumatori vulnerabili, iar acești consumatori ar trebui să fie protejați de legea consumatorilor vulnerabili, la care făcea referire Silvia la începutul emisiunii. Dacă domnul nu s-a înregistrat ca și consumator vulnerabil, asta trebuia să o facă undeva în primăvară. Din păcate, la momentul de față, nu există nicio retroactivitate pe această zonă. Și atunci nu există un cadru legal care să-l ajute. Dacă s-a înregistrat, atunci va putea să primească o parte din bani mult sub ceea ce înseamnă necesarul ca să acopere această factură. Dar vreau să subliniez că sistemele sau elementele de genul acesta sunt elemente care, într-adevăr, trebuie să ne îngrijoreze cel mai mult și ele ar trebui să fie cu prioritate rezolvate de către guvernanți și de către autorități. Pentru că chiar dacă s-a introdus această lege a plafonării și a compensării, cui ar putea ascultătorul nostru să se adreseze, domnul Tudorache? Încă o dată, din păcate, dacă nu s-a înregistrat ca și consumator vulnerabil la începutul toamnei trecute la primăria de la Brașov, în momentul de față nu mai are o posibilitate. Singura posibilitatea este să apeleze la anumite ONG-uri care vin cu ajutorarea unor astfel de situații, unor astfel de cazuri sociale până la urmă. Dar credeți că realist dânsul putea să consume gaz în valoare de 1880 de lei? Este a doua problemă, pentru că în general anumiți furnizori care cumva au suflat în iaurt au așteptat să apară normele de aplicare a legii și au trimis practic o factură care cuprinde două sau chiar două luni jumătate, am văzut unele situații. Și atunci ceea ce vedem în aceste facturi mari nu înseamnă facturi pe o lună, ci înseamnă facturi pe două luni sau chiar două luni jumătate. Există posibilitatea să fie și în cazul de față o astfel de explicație. Deci să verifice. Și atunci, de fapt, valorile acestea mari se datorează faptului că sunt asociate unui număr mai mare pe unei perioade mai mari pentru care s-a facturat. Mulțumim mult pentru răspuns. Mai avem un telefon în direct. Eu i-aș mai da un sfat, domnului Tudorache, pentru că e un caz, și mie mi se pare suma foarte mare. Nu știu acum cât este cu prețul de achiziție sau ce contract are domnul cu furnizorul lui de gaze, poate ar trebui verificat și acest aspect, dar suma într-adevăr este cam mare și dacă e pe o perioadă mai lungă aș încerca și o discuție, dacă e corect facturată în condițiile în care furnizorul n-a greșit și eu pe o perioadă mai lungă aș încerca o eșalonare a plății. Mulțumesc pentru sugestie. Mai avem un telefon în direct. Este vorba de ascultătorul nostru Florin Plugariu din Brașov. Bună dimineața! Salutări luminoase, doamna Silvia! Salutări călduroase, domnule Dumitru! Să rămâne doamnă marcă înregistrată, încă neînregistrată, doamna Maria! Vă mulțumesc! Al radioului public. Doamna Maria, înainte aveam pregătite alte întrebări. O să îi rog pe invitații noastre să mă ierte, pentru că prima o întrebare o am pentru dumneavoastră. Credeți că ar încăpea în emisiunea dumneavoastră minunată o emisiune cu nivelul de trai al persoanelor cu dizabilități? Desigur. Pentru că domnul, care nu este tot din Brașov, este, dar nu este vecinul meu, ăsta este, face parte dintr-o categorie încă care poate supraviețui. Dar sunt foarte mulți, nu zeci de mii, sute de mii de persoane cu dizabilități, care sunt și singure, care nu au discernământ, care nu au pe nimeni, care au 375 de lei pe lună. Atât am avut de spus la titlul acesta.
Vă mulțumesc că rețin sugestia dumneavoastră și vă promit că pregătim o astfel de ediție. Pe foarte mulți ar interesa, cel puțin să aibă o busolă, pentru că foarte mulți n-au o busolă decât radioul public. Nevăzătorii nu pot privi la televizor, ascultă cu urechile și atunci... Vă mulțumim și suntem conștienți de această realitate și răspundere. Aș dori să am altă părere. Spunea doamna Silvia că noi nu am fost pregătiți, pandemia ne l-a prins surprindere și din pricina aceasta suntem acum cu suferința aceasta, cu buzunarele mai scurte decât înainte. Dar nu sunt de aceeași părere. Ce vom spune atunci dacă, Doamne ferește, o să ne lovească un cutremur? O să spunem că n-am pus în stare în 30 de ani să ne ocupăm de clădirile cu risc, în momentul în care ne bate războiul la ușă, ce o să spunem, că am eliminat stadiul militar, că așteptăm să-l implementăm și după aia permitem războiului să vină? E doar o părere personală a mea, nu trebuie să fim de acord. Noi facem parte din Uniunea Europeană, dar părerea mea personală este că Uniunea Europeană este ca o familie din care fac parte 20 ceva de frați și surori, care se întâlnesc doar în momentul în care unul dintre ei moare, nu se întâlnesc să-și rezolve situațiile grele înainte să se ajungă. Se întâlnesc atunci, se văd și își văd fiecare de treaba lor. Pentru că nu cred eu că Uniunea Europeană, la cât de puternică este, dacă ar fi brut, să se facă ceva pentru fiecare țară, ca să nu mai depindem de gaze rusești, de alte gaze, de alte... Chiar sunt curios dacă Rusia se confruntă cu o inflație la fel ca Europa, sunt curios dacă Norvegia, care este producătoare de energie, se confruntă la fel. Noi, dacă ne-am fi ocupat de situația aceasta, să ne producem acasă toate bunurile, să ne ocupăm de să avem energie termică, ar fi venit francezii și italienii acum și ar fi trăit la noi în țară, dar nu prea ne-a preocupat. E doar părerea personală. Și v-aș mai spune ce face un SAS care trăiește în România în vremul acesta de criză. O zi doarme îmbrăcat, cealaltă zi folosește energia termică și electrică și primește un bonus când e o zi călduroasă afară. Își instalează robinet special care își încălzește apa pe moment, da, și își instalează, dacă nu are cumva, panouri radiante. Asta e doar o părere, dacă mai am un singur minut timp pentru domnul Chisăliță, l-aș întreba, dacă cunoaște dumnealui așa măcar orientativ, cât ar costa, fără niciun fel de sprijin, de la început până la sfârșit, materiale și lucrare, așa orientativ, pentru o garsonieră, cât ar costa un panou fotovoltaic și dacă ar produce energia necesară unui consum sau uzual al unei locuințe, unei garsoniere. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi pentru sugestii și pentru întrebări. Mă rog, doamna Silvia Vlășeanu, după care domnul Chisăliță. Bine, au fost mai mult comentarii și mă bucur, nici nu trebuie să fie de acord cu mine. Acum, apropo de marea familie europeană, într-adevăr, sunt state variate și noi avem un mix energetic diferit de al Franței, dacă tot s-a pomenit de Franța, și prețurile, ceea ce se vehiculează, că avem același preț ca în Franța. E adevărat, puterea de cumpărare este o diferență enormă, dar când se dau prețurile acestea care sunt mari și în Franța, mari și în România, sunt prețuri de pe piețele spot, nu este prețul din factură. Într-adevăr, noi am putea să avem facturile croite mai pe buzunarul nostru, pentru că nu este prețul de pe piața spot, prețul din factură. Furnizorul face un pachet de energie, cumpără și din contracte la termen, la prețuri
Nici nu vă dați seama ce prețuri bune are încă în acest an, pentru că sunt contracte încheiate în urmă cu 2-3 ani și energie livrată acum la prețul sub 300 de lei. Dar când se adaugă energie cumpărată scump și aici fiecare furnizor are propriul pachet, unii cumpără 20% de pe piețele la termen și 80% de pe piețele spot. Evident că prețul va ieși mare în factură și îți apar aceste... Nu e foarte simplu această piață, dar într-adevăr suntem o familie, ar trebui să ne ajutăm în momentele grele și alte țări trec prin această criză, să zicem, dar fiecare o resimte diferit. Este adevărat că o resimte diferit și măsurile, evident, trebuie să fie diferite și la noi este această problemă a mixului energetic pe care, din păcate, am făcut o reorganizare a sistemului în anii 2000, poate greșită, nu poate, mai mult ca sigur toată lumea o consideră greșită acum când am spart sectorul pe tehnologii și resursa energetică utilizată și am ajuns să concureze acum pe aceeași piață cărbunele cu apa. E o întreagă discuție pe care putem, haideți, dar îl las pe Puiu pentru că el are de răspuns concret cât i-ar trebui consumatorului să-și instaleze. Da, acum, bineînțeles, am plecat de la ideea unei garsoniere. Contează și nu contează atât de mult suprafața, cât contează care sunt echipamentele și care sunt puterile necesare la nivelul acestor echipamente. Acum, eu pot să vă spun că noi anul trecut am montat gratuit și, mă rog, am donat aceste echipamente la mai multe case din Apuseni și din Munții Ciucului. Bineînțeles, există două categorii, este partea electrică, este partea de stocare, dar este și partea legată de amplasarea acestor echipamente, pentru că la o garsonieră, de exemplu, o problemă reală este unde le amplasez, cum le amplasez, care sunt suporții pe care îi montez. Dar pot să spun că la nivelul unei case izolate din munți, adică cu un consum relativ mic, nu cu foarte multe echipamente, ne-am confruntat cu costuri care au plecat de la 3.000 până la 4.500 de euro, asta însemnând absolut toate echipamentele și asta însemnând practic autonomie de circa 2 sau 3 săptămâni, practic, chiar dacă e norat, chiar dacă, nu știu, ninge în continuu, chiar dacă sunt aspecte de genul ăsta, oamenii respectivi să aibă posibilitatea de a avea autonomie cel puțin 2 sau 3 săptămâni. Deci, din perspectiva asta, discutăm între 3.000-4.500 de euro costul cu un echipament necesar pentru o garsonieră. Mulțumesc mult pentru răspunsul oferit. Mai avem întrebări de la ascultători, dar înainte de final, oricum, o să ne despărțim cu promisiunea că ne reîntâlnim, pentru că multe alte întrebări pe care le aveam și eu pregătite nu am mai apucat să vi le adresez, tocmai pentru că am preferat să-i las pe ascultători să vă adreseze întrebările pe care dânsii simt nevoia să vi le adreseze și la care simt nevoia să primească răspunsuri. Iată, Viorel Crângașu ne scrie pe Facebook: noi avem curentul tăiat de 2 luni datorită unei facturi de 1350 de lei, o factură de recalculare. Menționez că în perioada respectivă nu se locuia în acel spațiu. Am în grijă o mamă nevăzătoare. Cum comentați această situație? Cum este posibil așa ceva și ce îl sfătuiți pe domnul Crângașu? Da, într-adevăr a fost o perioadă destul de scurtă în care a fost ridicată interdicția de deconectare, de branșare la energie electrică și gaze naturale în caz de întârziere la plată. Deci chiar dacă avea întârzieri, nu erau permise. Foarte mulți furnizori am auzit, au transmis debranșările, de conectările le fac operatorii de rețea și au transmis acestora: uite, n-a plătit și s-au grăbit pentru că știau că va fi modificată legislația. Într-adevăr, situația e până la urmă mai mult decât dificilă, pentru că legea e lege, trebuie preluată procedura, se plătește o taxă de reconectare, nu e deloc plăcut, ce să zic, legislația. Acum, iarăși, nu sunt permise în perioada aceasta, cel puțin cât este și ordonanța aceasta în vigoare și cred că și o perioadă de câteva luni după, parcă e prevăzut sau era prevăzut în legea de aprobare. Doar de lua legătura cu operatorul de rețea și de refăcut, de reconectat locuința.
au fost făcute de conectări pentru sume și mai mici, deci nu suma putea să fie, deci s-au grăbit foarte mult, tocmai pentru că știau că este o măsură care va fi din nou introdusă de a nu face și s-au grăbit de teamă că nu-și vor mai recupera sumele restante. Ce să spun, până la urmă mă așteptam la mai multă solidaritate din partea furnizorilor și operatorilor de rețea, nu pot să comentez foarte mult, trebuie să reia toată procedura de reconectare cu costurile aferente. Un alt mesaj primit pe SMS, un ascultător ne scrie, este foarte ciudat că principiul potrivit căruia liberalizarea va duce la reducerea prețurilor nu mai este valabilă. Se pare că nu mai este valabil, am discutat în prima oră a emisiunii despre acest lucru și o întrebare concretă din partea ascultătorului nostru, câți producători reali de energie electrică sau de gaze versus furnizori sunt? Nu cumva este vorba de noi băieți deștepți? Întrebarea mi este adresată mie. Deci, sunt câțiva producători mari, în general sunt cu capital de stat, dar nu doar, pentru că, de exemplu, OMV are o capacitate de 860 de megawatts la Petrobras, deci sunt câțiva producători care, să zic, acoperă 70% spre 80% din capacitatea instalată a României, dar au apărut sute de mici producători care și ei contribuie și reprezintă diferența până la 100%, acoperă consumul. Sunt vreo 5.000 de megawatts în energie solară și eoliană. 5.000 de megawatts deja este mai mult de în jur de 30% din capacitatea instalată a României. Deci chiar dacă nu este o producție intermitentă și fluctuează. Este un contributor important. Iarna acum solar contribuie mai puțin, eolianul sunt zile când contribuie la fel ca și grupurile de la Cernavodă, deci variază foarte mult, dar contribuie și încă o dată concură, sunt competitori pe aceeași bursă. Furnizori la fel sunt de ordinul zecilor și dintre ei sunt foarte multe, foarte, foarte activi, deci sunt furnizori și trader. Există licență de furnizare și licență de trading la energie electrică. Eu vorbesc doar de energie electrică. Departe, acum depinde și ce înțelegem prin sintagma băieți deștepți, dar e o bursă care a funcționat conform legislației valabile până la sfârșitul anului. După 1 ianuarie s-a spart și monopolul OPCOM-ului și sunt permise și contractele bilaterale. Vom vedea cum evoluează. Dar piața este deja, sunt foarte mulți competitori și pe partea de producție și pe partea de furnizare. Mulțumesc mult și o ultimă întrebare. Vă rog, domnule Chisăriță. Vreau să spun și pe gaze ca să fie răspunsul foarte complet. Scurt, da. Deci sunt 6 producători pe gaze, 122 de furnizori care sunt licențiați, activ sunt undeva la vreo 23 de furnizori, din păcate doar pe gaze naturale. Nu putem să vorbim de băieții deștepți în sensul în care l-am cunoscut, mă rog, în urmă cu vreo 10 ani de zile cu hidroelectrica, chiar dacă există și anumite situații neplăcute de care unii furnizori abuzează. Mulțumesc și un răspuns foarte scurt ascultătorului nostru Viorel Manca și cred că este interesant pentru ascultătorii care ne urmăresc. Ne scrie că este o inflație de informații contradictorii și vă roagă să clarificați. Ultimele trei facturi la electrica furnizare au fost de 0,81 lei per kilowatt oră și ultimele trei facturi la NG Gaz au fost 5,8 lei pe kilowatt oră sau 0,55 de lei metru cub. Care este realitatea? Nu da, știu, mă rog, ce contracte are. Da. Puiu, te rog pe tine. Da, mă rog, pe energie electrică și mă gândesc că după compensare și plafonare, mă gândesc că e prețul ăsta, pentru că altfel prețul la electrica este mai mare, iar la gaze naturale 0,55 mi se pare foarte mare pentru NG. Mulțumesc mult de tot, vă propun să ne oprim aici. Încă o dată mulțumiri Silvia Vlășceanu și Dumitru Chisăriță pentru explicații și sfaturile oferite. Le promitem ascultătorilor că veți reveni la serviciul de noapte. Trebuie, pentru că multe întrebări mai sunt de adresat. Nu uitați că serviciul de noapte este mereu la dispoziția dumneavoastră, ascultătorii postului public de radio, căutând răspunsuri la problemele, îngrijorările și frământările momentului. Echipa nopții, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactor, Mirela Drăgan și Antonia Ciulian, regizor emisie, sunt Maria Țoghină și numele tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim lunea viitoare la aceeași oră. Peste câteva clipe, știrile orei 2 la Radio România Actualități. Să fiți sănătoși!